Avem un invitat surpriză în cele ce urmează și cred că ar trebui să porniți aparatele de înregistrat, pentru că în această formă nu l-ați mai văzut. Răzvan? Doamnelor și domnilor, într-un minut de acum intră în scenă un tip ce ne este foarte, foarte, foarte drag și care acceptă provocările ca și cum ar fi a doua apă de băut de dimineață. Se numește Florin Vasilică. Vine pe la noi chiar acum. Na, ai nițel în zona asta? În zona asta unde suntem învățați aici. Da, ce Florin Vasilică, fiul regretatului Liviu Vasilică. Fără grupul Telorman. Asta zic, că fără grupul Telorman, ei ne-au făcut o super piesă asta vară de La Revedere, care se difuzează și acum în redacția noastră. Și eu sunt obișnuit cu tine cu ipingele, cu cizme, cu o cușmă pe cap. În primul rând, hai că e ziua României, să spunem și noi la mulți ani tuturor românilor. La mulți ani! Ca de fiecare dată sesizez cu cât drag voi aduceți oameni importanți atunci când este cazul și îi promovați pe oameni care au ceva de spus și care aduc valoare țării noastre, ca să spun așa. Văd și aici cu domnul m-am mai întâlnit la o altă emisiune. Voi promovați pe aceia care chiar merită în România să fie promovați. Ne mai scapă și nouă, dar astăzi este o ediție specială. Da, v-a scăpat cu mine așa. Avem o grămadă de... Nu, n-asta vreau să spun. Avem o grămadă de oameni deosebiți pe care îi premiem din zona sportului, din zona muzicii, din zona sufletului, din zona medicinei. Sunt oameni care merită aplauzele, recunoștința și aprecierea noastră. Dar din când în când mai face și un schimb de roluri. Și totodată și voi pentru faptul că îi aduceți și promovați. Da, lăsați, mulțumim. Pentru că ei sunt prea puțin promovați. De ce ești așa îmbrăcat? Păi am acceptat provocarea, cum spuneai și tu în prezentare, știi? M-am gândit să facem așa un schimb de muzică. Cerebel va cânta ceva de la mine și eu cânt ceva de la Cerebel. Cânti ceva de la Cerebel? Da, tu? Da. Noi suntem prieteni foarte buni, eu așa? Cu Cerebel suntem. În mod normal eu trebuia să vin acum să lansez o provocare așa, așa. De el, dar nu pot pentru că mi-e prieten foarte bun și... Am înțeles. Eu voi cânta de la el, el va cânta de la mine. Ce ne cânti? Românul n-are noroc. Românul n-are noroc, României. De 1 decembrie, la Neața. Hai! Se pricepe la tot, fură ștampila de vot și-o poartă ca cum reloc. Și dă-mi șurubă fără cheie. Că n-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot, fură ștampila de vot și-o poartă ca cum reloc. Și dă-mi șurubă fără cheie. Că n-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Ridică mâinile, să bem pentru noi sus paharele. Că vine soare după ploi, golim sticlele. Golim casele, golim buzunarele, cum vin taxele. Trec zilele și vedem cum peste noapte apar vilele. Suntem obligați să populăm ghenele. Ascultăm la TV toate perlele. Conjugă verbele. A fi, a nu fi, a trăi, a muri, a avea ce mânca în fiecare zi. Există o întrebare, deja nemuritoare. Oficial îți merge bine, frățoare. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca umbreloc. Și dă-mi șurubă fără cheie. Că n-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca umbreloc. Și dă-mi șurubă fără cheie. Că n-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Ne plac meciurile, ne plac vinurile. Ne plac fetele frumoase care stau cu spatele. Pune maneaua, scoate sarmaua. Scoate și țuica și telemeaua. Pentru că acolo unde ei nu mai pot, pot. Întotdeauna venim noi și luăm tot, tot. Și ce dacă americanii ne spun not, not? Trecem oceanul în câteva ore de not, not. Și când taxele cresc, românii stau, stau. Păi de ce s-ar chinui că oricum n-au, n-au? Și când toți lopiți de criză strigă au, au. Românii beau, beau, românii beau, beau. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca umbreloc. Și dă-mi șurubă fără cheie. Că n-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca umbreloc. Și dă-mi șurubă fără cheie. Că n-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Pentru că acolo unde ei nu mai pot, pot. Întotdeauna venim noi și luăm tot, tot. Și ce dacă americanii ne spun not, not? Trecem oceanul în câteva ore de not, not. Și când taxele cresc, românii stau, stau. Păi de ce s-ar chinui că oricum n-au, n-au? Și când toți loviți de criză strigă au, au. Românii beau, beau, românii beau, beau. Românii beau, beau, românii beau, beau. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca umbreloc. Și dă-mi șurubă fără cheie. Că n-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca umbreloc. Și dă-mi șurubă fără cheie. Că n-are casă, n-are masă.
n-are bani de femei. Ați mai văzut voi treabă ca asta? Nu vorbesc de treaba asta, că știu ați văzut-o, dar treabă ca asta. Florin Vasilică, într-o formă de zile mari, un exercițiu pentru el. Chiar vocea lui pe bune, adică l-am verificat, l-am pus pe om. Hai să spun ceva acum. Nu fac un secret din faptul că eu, înainte să mă apuc bine, bine de muzică populară, am cântat hip-hop și dance și etno-dance. Doamne ferește! Adică ori suntem cântăreți, ori nu mai suntem, da? Da. Dar atenție mare, doamnelor și domnilor, provocare e provocare. Cum să spun, mânușa a fost aruncată într-o oră și mai puțin de acum. Ce rebel cântă de la Teleorman! Asta e! Luăm scurtă pauză. Ăsta e un moment pe care Musa și neapărat trebuie să-l căutați și în locul unde se arhivează lucrurile interesante ce sunt menite să intre în istorie, pe neața.1.ro. Filmulețul ăsta cu Florin va sta foarte mult pe site la noi și înțeleg că va face foarte multe vizualizări. Utilizați instrumentele de pe site pentru a promova filmulețele și pe internet. Am văzut că a făcut asta deja cu celebrul clip refăcut de Răzvan și Dani pentru trupa Taxi. Luăm scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Stați cu noi. Care stau cu spatele. Pune manea, scoate sarma, scoate și țuica.